Doamne, cât urăsc școala asta! Uf, frate, n-am scris nimic, am fost la shopping cu mama. Poți vorbi mai încet să scriem? Bună, Diana, unde ești? A, o iei pe sora ta de la școală. Bine, bine, te aștept. E așa de bine să fii un elev de nota 10, nu am de ce să-mi fac griji. Ești de 10? Fotbaliști ies doar cu elevi de nota 10. Dima, azi suntem de după amiază, iar mâine de dimineață. Putem merge la cinema sau un parc? Vom vedea, sunt foarte ocupat. Poți vorbi mai încet? Fetele noastre se pregătesc de oră. Patrick, poți să-ți port mănușa? Nu, Gigi, ți-e mare. Hai, Patrick. Nu, Gigi, prea mare. Patrick, mă super. Deci, Julia, ai înțeles, da? Tu îmi vei scrie. Da, voi termina tema și te voi lăsa să copiez. Julia, doar atât. Tu vei scrie și pentru mine. Bine, bine. Iana, ți-ai făcut tema? Aproape, dar nu știu dacă am făcut-o corect. Unde-i Diana? Poate i-a scris corect? Iana, nu ai auzit? Diana o ia pe sora ei mai mică de la școală. Și cred că o va aduce aici. Diana, da, are. Nu o să mi te fure. Mary, haide, are numai 8 ani. E mai mică, mai mică. Prox, nu vei teamă că sora Diana e drăguță? Calmați-vă, e mică, dar nu recomand să vă puneți cu ea, căci e obraznică. Bună, să sună cumva, am întârziat? Nu, Diana, ți-ai scris la fizică? Da. Dă-mi și mie, te rog, mult. Ai, ai sura ei, ok, am înțeles. Nu avem nevoie de mititica asta aici. Bună, Smiley. Bună, bună, Diana. Smiley și Diana, chiar nu o puteți face fără să vă pupați? Mai suntem și noi pe aici. Dana, ți-am zis. Puștule, nu e rău deloc. Ascultați, eu nu sunt puș, sunt Dana. Da, bine, okay, haide, bine, Smiley, da, bine. Haide, că ne vedem noi. Da, Diana, ce facem cu Dana? Noi avem antrenament. Da, chiar. Îl voi ruga pe Ice să aibă grijă de ea. Da, Dana, vei sta cu Ice la cafenea? Sigur. Ok, hai să mergem sus. Da, bine, mergem sus, da. Dana, acum am antrenament, iar apoi oră, deci vei sta cu Ice? Da. Ice, bună, ascultă. Bună, Ice. Ice, am luat-o pe sora mea de la școală și acum trebuie să merg la antrenament și apoi la oră. Poți sta tu cu ea, te rog, mult? Sigur că da, du-te la antrenament. Mersi, Ice, ești cel mai tare, am plecat. Micuța, vrei un Kinder? Da! Ice, nu-i da Danei mult dulce. Ok, am plecat. Uite aici, cum te cheamă? Mersi, eu sunt Dana. Deci, Diana și Dana. Ce nume frumos. Apropo, Frogs au spus că sunt un puști. Nu sunt un puști, sunt Dana. Da, Dana, normal, Frogs sunt rele. Dorești ceva? Da, ai ciocolată caldă? Ai sare totul, imediat îți aduc. Cafeneaua asta e mișto. Îți cam tremură în genunchii, Maria? Crezi că Diana are o soră mai mare? Nu-mi tremură, doar credeam că e o soră mai mare. Dar cineva ne-a spus că are o soră mai mare. Oh, mă faci să râd. Diana nu are o soră mai mare. Diana are un frate mai mare, nu o soră? Zui, cine ți-a zis asta? Diana nu are un frate mai mare. Nu mai știu. Mai încet, vă rog. M-am săturat de Diana. Smiley, Smiley. Ce vrei, Max? Ai un caiet în plus. Eu mi l-am uitat. Nu, dar ce din spate au? Dar nu-ți dăm. Nici nu v-am cerut. Ok, voi lua un doi azi. Uiți, uiți, bucurați-vă pentru mine. Ce s-a întâmplat? Deseara îi voi întâlni pe părinții Anei și voi dormi la ea. Vom petrece. Da! Cu cine, cu părinții ei? Lasă invidia. Bună, unde e mascota? Diana, nu ai citit mesajele, a zis că nu vine azi. Da, a spus că își spală costumul de iepuraș. Credeți că ar fi mai bine să nu ne antrenăm azi? Eu nici măcar nu mi-am adus costumul. Fetelor, serios, sunt obosită. Am luat-o pe sora mea de la școală, acum am venit aici. Ce să facem? Nu putem sta așa? Nu vom sta. Putem suna mascota? Și să râdem de ea. Ar fi amuzant. Să-și arată fața, da, să vedem. Diana, l-ai văzut deja. Bună, ți s-a uscat cumva costumul? Mascotă, arată-ne fața. Chiar vrem să o vedem. Și mascotă, mâine se vii la antrenament. Muncim din greu și tu stai acasă. Oh, asta da, antrenament pe canapea. Astea, subiectul de azi e bărbat adevărat, cum ar trebui să fie un bărbat adevărat. Exact, hai să vedem. Să le apere pe fete. E destul de clar, profesor, ai scris pe tablă. Și regulile pentru fete?
E nici o fată, iar lipsesc. Fetele nu respectă regulile niciodată. Unde sunt fetele? De ce lipsesc? Ca de obicei. Sunt la antrenament, exersează ca majoretele. E fără antrenament, e ora mea acum. Dima, cheamă-le aici, te rog. Haide. Eu? Dima, du-te, e și Diana acolo. Costea, eu am pe Mary. Mă duc. Păi a doua regulă, fii un gentleman. Știi ce înseamnă asta? Da, adică domn. Îi deschidușa tot timpul prietenii mele. La treia regulă, faceți sport. E bine, nu avem nicio problemă aici. E bine. Mai, cam o întrebare. Te ascult, Patrick. Da. Un gentleman ar trebui să-i care ghiuzdanul fetei. Mă simt cam ridicol. Bună întrebare. Gentlemanii nu trebuie să care gențiere femeilor. Arată ridicol, chiar da. Știam eu. Ți-am spus să nu-i mai car ghiuzdanul lui Gigi. Te mă calmează, te arăți bine. Totul bine, haide. Adică poți să faci asta. Dana, îți faci singură tema? Da, dar știi cumva cât faci 100 plus 100? E sigur, 200, e ușor. Dar 400 plus 400? 800, lucrez la cafenea, deci știu să socotesc. Da, așa este, dar 200 plus 200... Stai așa, tu treșezi, nu-ți faci tema singură. Mă întreb ca să afli răspunsurile. Ups, aici dar spune 200 plus 400, cât fac? Mi-i vei spune Dianei? Nu! 400. Mulțumesc! Mascota nu mi-a trimis poză cu fața lui. Nici mie, Nastia ce ți-a trimis? Of! Fetelor, mi-a trimis o poză cu costumul lui și mi-a spus că încă nu s-au uscat urechile. Mascota e așa de amuzantă. Chiar că? Da. Ăsta e antrenament, deci nu veniți la oră, nici nu vă antrenați. Am terminat antrenamentul și acum mergem la oră. Da, serios, Dima, da, bine, să mergem. Dima, ce cauți aici? A început ora. Proful m-a trimis. Diana, pot vorbi puțin cu tine? Te rog frumos. Nu, Dima, o ai pe Maria. Era o ocazie așa bună, ce fraiereli sunt. Am scris bine. Nu ai scris, ai copiat. Knopa nu te îngrijora. Sora Diana e aici. Ele mi-au spus că sunt un puș. Știu, așa sunt frogs. Ce vă aduc? Cappuccino. Dana, iartă-ne că te-am făcut așa. Ești un adult. Simpatic. Frogs, ce vrei de la mine? Trei cappuccino? Da, că suntem trei. Dana, vrei și tu? Nu, mersi. Ok, frogs. Dana, ai un ghiuzdan așa frumos. Știu. Ce ai în el? Telefonul și căștile. Dana, mascota o sună pe Diana? Normal, doar e mascota Bunny. Ce tare, știi cine suntem noi? Suntem majoretele Frogs. Știu că sunteți broaște. Nu doar broaște, ci majoretele broaște. Da, știu engleză, știu ce înseamnă Frogs. Dar iepurașii, știi cum sunt? Da, sunt drăguți și pufoși. Dana, pentru că suntem proaște, putem bate iepurașii foarte ușor. Noi suntem o echipă chiar puternică, nu ca Bunny. Vrei să vezi cum ne antrenăm? Nu ne-ai văzut la antrenament încă? Putem merge la sală dacă vrei. Să-ți arătăm ce putem. Ca să râd de voi. Să râd? Așa te vreau. Nu e ușor cu sora ei. Ți-am zis că se ține tare. Dana, hai la sală să-ți arătăm ce putem face. Voi râde de voi! Uitați cappuccino! Domn profesor, ne antrenăm! Uitați că avem și pampoanele! Mit, de fapt stăteau pe canapea liniștite! Vedeam, nu ești un gentleman, nu trebuie să vorbești așa cu ele! Domn profesor! Ai auzit, Dima? Majoretelor, pentru azi aveți absență! Ați auzit majoretelor! Hai să vă văd! Da, uite! Frogs sunt super, Frogs sunt cool, majoretele Frogs vor câștiga! Ăsta e sloganul vostru, ce altceva mai puteți? Doar asta, Frogs au nevoie doar de atât! Frogs, nu sunt o profesionistă, dar uitați ce pot să fac! Uimește-ne, micuțo! Frogs, faceți-mi loc! Ok, haide! E la fel de sigură, Bea ca Diana! Păi sunt surori! Ok, să o vedem! Yeah.
Lua-i de aici. Ușai ca se pricepe bine. Eu nu pot face de astea. E ok, vom învăța. Este un sărbătoare, mai ai de lucru. Voi nici nu puteți face ce am făcut eu. Vom învăța. Da, serios. Da, bine, haide. O, fetelor, sora mea e la școală, să facem mâine ceva. Diana, du acasă. Diana. Nu pot, fetelor. O, bine. Diana, m-am întors, unde Diana, ești? Nu mai merge azi. Nu, Smiley, sora mea e cu mine toată ziua. Hai mâine, aici unde-i Diana? S-a dus la sală cu Frox. De ce ai lăsat-o să meargă cu Frox? Păi s-au împrietenit și am mers să vadă cum e antrenamentul lor. Diana, le arăt eu lor. Nu, Smiley, hai doar să o luăm de acolo. Hei, unde e Nastia? E în clasă? Diana, diez ghiozdanu. Nu-i spune Diana că ai fost cu noi. Nu-i va cădea bine. S-a făcut. Diana, ce cauți aici? Frox, de ce ați adus-o aici? Ați vrut să vă dați mari în fața ei să-i arătați ce puteți face? Diana, ele nu știu nimic. Frox, sunteți așa de praf. Ce vreți de la noi? Diana, chemă-te aici. Să ne arate un dans. Diana, e adevărat? Da, e adevărat, sunt rele, dar a fost amuzant. Ți-am spus să n-ai nicio treabă cu ele. Ok, să mergem. Da, aici o să-ți povestesc. O, fetelor, nu putem face nimic, nu putem face schemele alea. Chiar că nu. E ok, vom învăța. Diana, ce ți-au arătat? Dansurile lor cool? Mi-au arătat sloganul lor. Păi altceva oricum nu știu să facă. Da, dragilor, dați like, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări și clipuri noi. Noi mergem acasă. Pa, pa! Pa, pa! Pa!